Următorul. Oh, ce faceți, bă? Oh, sunt un Petru, de când nu m-am mai rugat la tine. Ce mai faci? Tot aici nu te-au avansat? No, sunt mulțumit aici, îmi dau salariu bun, îmi dau și bonuri de masă. Ia să vedem ce păcate ai. Ai mințit oamenii că ai puterea minții. Oh, dar chiar am puterea minții, că am săpat după ea în grădină, săpam după dovlecei și am găsit puterea minții. Și m-a făcut așa dintr-o dată, incredibil, imposibil, inimaginabil. Uite aici, puterea minții, aici, ce vrei să dau și ție, ia știi. Măi, nu mai minți oamenii că ai o astfel de putere, că doar cel de sus are puterea asta. Pentru o astfel de minciună poți să te trimit în iad. Nu vreau în iad, mi-e frică de satane, nu vreau să mă trimiți în iad. Fii atent, sfinte, o să-ți fac un număr de magie incredibil, imposibil, inimaginabil cu puterea minții. Să-ți arăt că am puterea minții, iad, vrei să-ți fac un număr să mă trimiți direct în rai? Da, poftim. Dă-mi un acatist oarecare, un acatist, nu contează ce acatist, lasă că fac credincioși și altele. Dă-mi, uite, luăm acatistul ăsta, avem acatistul ăsta, se vede că nu-i vorbit cu nimeni, nici cu Sfântul, n-am vorbit cu nimeni. Un acatist oarecare, uite, nu l-am scos de aici, bă, uite, idiotul. Fii atent, ia acatistul ăsta, se împăturește bine, 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 se face așa mic, 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 se pune așa aici frumos, se zice formula magică, abracadabra, inimi, inimi, inimo, biribici, copici, suflă tare aici, suflă aici, tare, eu. Și acum, după ce am zis formula magică, ia uite, sfinte, ce s-a transformat acatistul într-o bacnotă de 200 de lei. Ia, sfinte, mă primești în rai acum. Câte acatiste de astea poți să faci așa? Un noi este Dumnezeu. Domnul Gigi, la dumneavoastră e complicată situația. Bine, mă, sfinte, eu nu discut cu tine, m-ai înțeles, da? Dar cu cine? Cu Hristos. Eu ocupa Domnul Iisus. Atunci se vine Duhul Sfânt. Și dumnealui e prins cu treaba azi. Bine, mă, nici Maica Domnului n-are timp de mine. Domnul Gigi, ați făcut multe fapte bune, dar ați spus și multe perle. Bine, mă, tate, am spus, da, că mi-a luat aghiuță în mințile, da, și-a băgat coada necurată acolo. Dar pentru fiecare perlă spusă am construit și câte o biserică, da? Da. Am făcut case pentru sinistrați, corect? Corect. Am adus străini la Steaua care n-aveau nicio treabă cu fotbalul, că mureau de foame pe Africa, pe acolo? Da. Păi și atunci ce mai vrei, mă, tate, mă, că le-am făcut pe toate, mai înțeles? Hai, zi-mi unde-s cazat, că mă așteaptă Luțul cu bagajele. Și cu astea, basta. Sunteți cazat pe strada Fericirii. Numărul... Auzi, sfinte, dar știi ce mă gândeam? Nu vrem să facem aici în rai o echipă de fotbal, că tot nu este. Cu tare, cu tare, convocăm niște îngeri frumos, mai luăm niște sfinți la echipă, da? Și mai chemăm cu tare, cu tare, pentru rezerve niște credincioși din ăștia. Și să vezi după aia cum batem iadul, uite ce le dăm, tocană, tocană, tocană. Da, cred că ar merge. Și punem deviza, cu noi este Dumnezeu. Hai că v-am dat subiect de bârfă aici în rai. Hai, te-am pupat. Da, îmi pare rău, dar ați hipnotizat foarte mulți oameni fără voia lor. Așa și? Și sunt cam obligat să vă trimit în iad. Și dormi și te relaxezi prin fiecare mușchi, fiecare fibră, fiecare celulă din corpul tău. După ce voi număra de la 1 la 3, mă vei trimite în rai pentru o eternitate. 1, 2 și 3. Păi, mergeți în rai, doar că eram convins că am un loc liber în iad și eram sigur că e rezervat pentru dumneavoastră. Și dormi și te relaxezi prin fiecare mușchi, fiecare fibră, fiecare celulă din corpul tău. După ce voi număra de la 1 la 3, vei da locul meu lui Dragnea. 1, 2 și 3. Pentru ce sunt ăștia? Intr-un rai, las un milion în șpagă. Ah, da. Și ăștia pentru ce mai sunt? Am parcat mașina în curtea raiului, țac, pac, 2 milioane în șpagă. Domnul Giovanni, aici e vama dintre lumi. Aici nu merge cu șpagă. Ești un papagal, dar n-am pomenit. Ai văzut vreodată vama fără șpagă? Așa e pe pământ, dar aici este judecata de apoi.
Să dai șpangă la judecătorul de-apoi. Asta înseamnă să fii mafiot. Domnul Giovanni, mă obligați să vă trimit în iad și nu o să vă placă. Poate îmi place și mie în iad cu tare, dar nu cu toate satanele alea pe acolo. Papagalii se duc în iad la curva săreală. Eu n-am ce să caut acolo. Ei, păi atunci trebuie să nu mai faceți păcate și să vă căiți. Am promis că mă las de păcate. Nu m-am lăsat, dar de azi mă căiesc. Pentru că sunt un șmecher, un mafiot, un don, un ce vrei tu. Asta e mafiotul de azi. Mafiotul de azi face păcate când nu-l știe nimeni și când nu-l vede nimeni. Că de-aia se zice mafiotul. Bravo, foarte frumos, așa. Bun, acum dă-mi șpagă înapoi. Da. Hăs, Johnule, azi facem mare vlog la judecata de apoi, să moară Jaxana, să moară, să înțepenească dacă nu facem milionul de subscriber, Johnule, how, 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 motherfucker, miau. Turian, tu ești un om bun, pozitiv. Hăs, Johnule. Eu nu sunt John, mă cheamă Petru. Hăs, Petrule. Din ce văd aici, ai făcut multe fapte bune și meriți să intri în rai. Hăs, Johnule, ciocănim către rai, să moară, să înțepenească la final, Johnule, dăm aici un tag la omul ăsta frumos că ne-a primit în rai, ne-a făcut să ne simțim ca acasă. Johnule, ia zi, ai Instagram? Am, dar nu prea intru că n-am timp. Nu contează, Johnule, Dorian îți trimite una live de followers, how, 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 motherfucker, miau, ia zi, Johnule, cum te găsesc? Arun, Petru de la poartă. Vezi că găsești mai jos, că nu prea am followers. Pe mine mă urmăresc câțiva îngeri, câțiva sfinți, așa, apropiați. Gata, Johnule, ți-am dat mare tag. Să vezi acum cum ți-o ia Instagram-ul, razna. Mi-au venit deja 20 de followers în 10 secunde, nu pot să cred.